La miezul zilei în Costinești cu greu mai puteai găsi un petic de nisip liber, iar în apa a fost la fel de aglomerat. Față de anul trecut și ca acum 2 ani, e aglomerat. Ne place, am fost și anul trecut și de câțiva ani și frumos aici. E aglomerat? E puțin, dar e și frumos. În Costinești. Tineret? Distracție? Petrecem până dimineața. Nu dormim. La fel de plină a fost și stațiunea Eforie Nord. Aproape toate șezlongurile au fost ocupate, iar turiștii care au stat pe prosoape și-au făcut loc pe unde au putut. Am venit că ne place foarte mult și curat. Aglomerația este acum cu weekendul cu ăștia, dar locuri ne găsim. Nu mi se pare scumpă față de alte dăți, mi se pare chiar accesibilă. Peste 200.000 de turiști își petrec mini-vacanța în stațiunile de pe litoralul românesc, ceea ce reprezintă un record în acest sezon estival, și asta doar în unitățile clasificate. În cele mai multe locații, gradul de ocupare este de 100%. Cel mai repede s-au vândut sejururile la prețuri speciale, care au inclus servicii pentru relaxare. Toată lumea în această mini-vacanță își dorește maximum, deci ceea ce aduce în toate outlet-urile locației, că vorbim de restaurant, că vorbim de spa, capacitate maximă. Prețurile variază în funcție de stațiune și de preferințele turiștilor. În Mamaia, pentru un sejur de 3 nopți cu mic dejun inclus, prețurile au pornit de la 960 de lei. E foarte bine pe litoral și noi suntem în București. De ce te-ai ales stațiunea Mamaia? De ce? Că ne-a fost mai aproape să ne oprim în drum. Cum sunt prețurile în Mamaia? Sunt destul de acceptabile. Față de ce am auzit? De săptămâna viitoare, prețurile vor începe să scadă treptat în stațiunile de la mare. Sfârșit de săptămână de vis, așadar, pentru hotelierii și toți operatorii de pe litoral, iar colega mea, Ana Maria Stancu, a făcut un tur al stațiunilor ca să vorbească cu turiștii și ne aduce chiar acum detalii. Bună seara! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, plajele de pe litoralul românesc sunt pline în aceste zile. Sunt peste 250.000 de turiști care au ales să-și petreacă zilele libere în stațiunile de la mare. Cifrele cu siguranță sunt mult mai mari și asta pentru că zeci de mii de turiști s-au cazat în unități neclasificate, dar vedem că sunt plajele pline, cu greu se găsesc șezlonguri sau zone libere pe nisip. Mulți dintre acești turiști mâine vor merge în portul turistic Tomis, acolo unde vor lua parte la evenimentele dedicate Zilei Marinei, pentru că mâine, în același timp, de la ora 10, vor lua startul evenimente în portul militar Constanța, dar și în portul turistic. Acolo, în portul turistic, oamenii vor putea vedea expoziție de tehnică, vor putea vedea militari, vor afla despre oferta educațională și vor vedea chiar și un foc de artificii în timpul zilei. Mai mult decât atât, din fața comandamentului flotei, vor pleca mai multe nave în marș către portul Midia, iar turiștii din nordul litoralului le vor putea vedea direct de pe plajă, acolo unde se relaxează. Pe tot parcursul zilei, oamenii vor putea lua parte la astfel de activități, pentru că seara, cine vrea să meargă în zona centrului vechi al Constanței, poate vedea militarii care vor participa la retragerea cu torțe.